În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Maică Stareță, cuvioase Maici, iubiți credincioși care ascultați acest cuvânt, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. A trecut slăvitul praznic al Învierii Domnului, a trecut și săptămâna luminată, iată am ajuns în Duminica Tomii. Am ajuns în această Duminică a Tomii în care tema pe care ne-o pune înainte Sfânta Evanghelie rânduită spre a fi citită astăzi este tema credinței. Sfântul Apostol Toma, numit și geamănul, nu a fost de față, prin rânduiala lui Dumnezeu, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos înviat a intrat prin ușile încuiate acolo unde erau ucenicii ascunși de frica iudeilor. Despre această Evanghelie sau veste bună a arătării Mântuitorului înviat ucenicilor ne vorbește și Evanghelia care se citește la vecernia praznicului Învierii, numită și a doua Înviere. Acolo ni se mai amintește că, într-adevăr, Toma, nefiind prezent împreună cu ceilalți 10 ucenici, Iuda Iscarioteanu, știm de ce n-a fost prezent, auzind despre învierea Mântuitorului și despre modul cum El s-a arătat înviat, le-a spus fraților săi, ucenicilor Domnului, dacă nu voi vedea semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna în semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Evanghelia se încheie aici, la a doua înviere, la vecernia praznicului învierii. Iată că se continuă astăzi, în această duminică care se mai numește popular și Paștele Mic, când ni se spune că la 8 zile după această arătare a Domnului ucenicilor, Mântuitorul din nou s-a arătat, intrând la fel prin ușile încuiate și după ce le-a zis pace vouă, chiar de două ori le-a zis pace vouă, i s-a adresat lui Toma. Și a zis, Toma, adu degetul încoace, vezi mâinile mele, pipăie și vezi că eu însumi sunt. Nu ni se spune dacă Toma a pipăit coasta Mântuitorului, dar ni se spune că Toma, auzindu-l vorbind pe Domnul și mai ales mustrându-l dulce, fii credincios, nu necredincios, i-a zis Iisus înviat, a exclamat copleșit de bucurie și pace sfântă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că m-ai văzut, ai crezut? Este cu semnul întrebării, se pare aici, ceea ce Mântuitorul a rostit. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Tema credinței, vă spuneam, este tema zilei. Din păcate, lui Toma îi se face o mare nedreptate. Este numit încă Toma necredinciosul, iar pe cei care nu cred
în Dumnezeu sau au îndoieli. În credință, poporul numește ești ca Toma necredinciosul. Mare nedreptate îi se face lui Toma încă. De ce aceasta? De ce a rămas această falsă idee că Toma a fost necredincios? Să demontăm această lozincă care încă circulă, din păcate. Și în spatele ei se ascunde o mare necunoaștere. Toma niciun moment n-a fost necredincios. Dacă e să vorbim de necredință, așa cum se vorbește despre Toma, toți ucenicii au fost la fel. Și înainte de ei, femeile mironosițe. Ele nu s-au dus la mormânt, și o să vedem în duminica viitoare, pentru că au crezut că Hristos va învia. În ciuda faptului că Mântuitorul spusese, și încă de 3 ori, că El va fi arestat, va fi condamnat întâi pe nedrept și apoi batjocorit, umilit, că va fi răstignit pe o cruce, că va muri, a spus că va învia. Dar nici femeile mironosițe care știau aceasta, nici ucenicii care știau direct și încă o dată de 3 ori această veste, această profeție a Mântuitorului, cu toții nu și-au mai adus aminte. N-au crezut nici o clipă că Hristos va învia. Deși, repet, El o spusese. Le-o spusese. Prin urmare, nu putem să vorbim despre Toma necredinciosul, sau dacă vorbim, trebuie să vorbim de toți ceilalți ca fiind necredincioși. Ce anume i-a făcut totuși pe cei din popor și încă sute și sute de ani și cam peste tot în lumea aceasta să numească Toma necredinciosul? I-a făcut faptul că a rânduit Dumnezeu ca El să nu fie prezent atunci când Hristos înviat s-a arătat în prima zi a săptămânii, duminica, în ziua învierii ucenicilor, intrând prin ușile încuiate. Ucenicii chiar și atunci, spune Evanghelia, după ce Hristos li s-a arătat, încă n-au crezut. Și ca să-i convingă, le-a arătat și lor mâinile și coasta. Mai mult li se spune că la un moment dat a și mâncat împreună cu ei ca să-i încredințeze de înviere. I-a mustrat pe toți, fără excepție, spunând, Evanghelistul Marcu, în capitolul al 16-lea Evangheliei sale, reține că i-a mustrat pentru necredința lor și pentru împietrirea inimii lor, că n-au crezut pe femeile mironosițe, și special pe Maria Magdalena, care au vestit învierea. Cu toți erau, iată, împietriți la inimă. Sclerocardia, se zice în greacă, această stare. O scleroză a inimii. N-au crezut. Toma nici el n-a crezut, dar iată că el a rămas cu acest supranume de necredincios. Vă spuneam în mod nedrept. Dar ce n-a crezut Toma? N-a crezut în înviere? Păi nu el este cel care atunci, în pragul învierii lui Lazar, a zis cu curaj și cu duc de șerpelnicie,
să mergem și să murim și noi cu Iisus la Ierusalim. A participat în mod direct la învierea lui Lazar. Mai văzuse încă două învieri din morți. Cum să nu creadă în înviere? În puterea lui Iisus de a învia morți. N-a crezut, iubiți credincioși, Toma în consecințele acestei învieri. Învierea aceasta a Mântuitorului nu este la fel ca învierea lui Lazar. Lazar a revenit în lumea aceasta și a murit iarăși. Mântuitorul Iisus Hristos, deși același, după înviere este altul. El nu mai revine la viața aceasta amestecată cu moartea. El prin învierea s-a omorât moartea. Și a adus viața veșnică. Trupul său, iată, este complet spiritualizat, transfigurat. Nu mai este un trup care poate fi ținut de lumea aceasta. Nu se mai supune determinismelor spațiale și temporale. Este un trup care pătrunde prin materie, prin ușile încuiate. Deși nu are nevoie de hrană, totuși mănâncă. Este prezent în mai multe locuri în același timp. Este un trup, nu altul decât cel înainte purtat, dar este unul plin de slavă, plin de putere, absolut liber. Se arată când vrea și nu se arată când vrea. Se face când văzut, când nevăzut. Această consecință sau aceste consecințe ale învierii n-au fost crezute de Toma. Și Toma face bine că nu crede. În primă instanță. Pentru că el, fiind foarte sincer cu el însuși și ne dorim să fie credul, adică să ia foarte ușor această problemă, vrea să se încredințeze. El nu este un necredincios, ci unul care se îndoiește cu puterile lui. Nu poate pătrunde taina, se îndoiește rațional și dorește să se încredințeze integral cu toată ființa lui. El este într-o căutare. Sigur că se prea poate ca să fi fost un pic frustrat de faptul că n-a fost prezent atunci când Hristos înviat li s-a arătat celorlalți. Se prea poate. Dar în același timp vedem cum cu toate puterile sale, cu puterea simțurilor, puterea văzului, puterea pipăitului, cu rațiunea sa, dorea el să-L cunoască pe Hristos cel înviat și să strige ca și ceilalți, Domnul a înviat și ni s-a arătat. De asemenea, Toma dorește cu toată ființa lui să îl aibă în toată ființa lui pe Hristos cel înviat. Și o să vedem că aceasta era dorința lui. Încredințare înseamnă, prin toți sporii ființei tale, să-L primești pe Dumnezeu, să-L păstrezi, să-L zăvorăști și apoi să-L mărturisești în lumii întregi. Dintr-o experiență directă și personală. Toma este om ca și noi. Și în om sunt trei trepte. Și anume este treapta aceasta biologică a simțurilor, a instinctelor. Treapta cea mai de jos. Aici suntem solidari cu toate ființele vii. Apoi în om este o treaptă pe care animalele nu pot păși. Nu se pot ridica pe această treaptă și anume este vorba despre raționalitate. Omul este o ființă rațională și are limbaj
poate vorbi, poate articula cuvinte. Treapta a doua, doar omul o are. Prin această putere a rațiunii, omul poate să cunoască pe cele create. Poate să cunoască legile pe care Dumnezeu, prin care Dumnezeu, legile raționale prin care Dumnezeu conduce lumea aceasta. Dar omul este mai mult decât o ființă vie, rațională, înzestrată cu limbaj. Omul este o ființă spirituală. Deci este în a treia treaptă pe care poate păși omul. Omul poate să cunoască nu doar creația aceasta, ci și pe Creatorul ei. Ori pe Creatorul ei nu-l poate omul cunoaște prin simțurile biologice și prin rațiunea altfel superioară, ci prin credință. Și acum vedem că Toma a fost credincios de două ori. Nu întâmplător se numește geamă. Mai întâi este Toma care trăiește pe cele două trepte ale existenței umane, treapta sensibilă, empirică și treapta rațională. Aici Toma crede că, încă nu crede în. Ce crede el? Crede că există înviere, știe, a participat la cele trei învieri, vă spuneam, a crede că, înseamnă a crede că ceva există. A fi convins de faptul că există un fenomen, un lucru. A crede în, înseamnă a conta, a te bizui pe cineva, nu pe ceva. Aici Toma a păcătuit. De aceea Mântuitorul îl mustră. Îl mustră pentru că Toma n-a crezut în cine? În femeile mironosițe și în ucenici, în oameni. În oameni care s-au încredințat din experiență directă de înviere. Aici Toma a păcătuit. S-a îndoit. Dar îndoiala nu vine din inimă la Toma. Și de fapt nu vine nici la ceilalți oameni. Îndoiala vine din rațiune. Îndoiala este imponderabilul, foarte subțire, foarte fragil. Este, dacă vreți, în mijlocul cumpenei. Poți să aluneca înspre necredință sau poți să te lansezi în credință. Este muchia de cuțit pe care stătea Toma, putea să se taie prin necredință, dar putea să taie în același timp îndoiala în consecințele învierii. Și aceasta s-a întâmplat și acum mai vedem încă un lucru de o mare subtilitate și profunzime, care cred că este esențial. Credința în Hristos cel înviat trebuie să o spunem. E un lucru greu de acceptat, un lucru greu de crezut. Omul nu poate să acceadă la, sincer vorbind, la această realitate, dacă inițiativa nu ia însuși cel înviat. Și iată-l pe cel înviat că ia inițiativa, se arată în a opta zi, ziua învierii, ziua împărăției cerurilor, pe care o trăim ca arbună în ziua întâi a săptămânii, duminica, se arată el și îl invită pe Toma să verifice. Nu se supără Hristos că Toma s-a îndoit în consecințele învierii. Supărat e Hristos că Toma s-a îndoit de frații săi, care au experiat direct și personal întâlnirea cu cel înviat. Și Hristos îi spune Toma, spune pe nume, și apoi îl invită. Aici Toma, cu siguranță, nu mai avea nevoie de simțuri și de rațiune. Pentru că în acel cuvânt Toma,
spus cum nimeni altul nu poate să o spună decât Creatorul Lui, Învățătorul Lui, pe care L-a iubit și pentru care era gata să moară atunci când au intrat în cetate, nu mai putea să articuleze decât cuvintele atât de simple, dar atât de profunde, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă simțurile și rațiunea îl păstrează pe obiectul credinței că în afara ta, credința în aduce obiectul credinței în tine. Îl face al tău. Nu vedeți? Toma nu mai spune Domnul nostru sau Învățătorule al tuturor acelor 11. Domnul meu, aici mărturisește că Hristos este același cu cel de dinainte de moarte și înviere, Domnul meu, dar adaugă și Dumnezeul meu. Mai mult este aici ce spune Toma decât a spus Petru la un moment dat, cine zic oamenii că sunt eu, a întrebat Hristos. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, a zis atunci Petru. Și Mântuitorul a spus că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în cer. Prin urmare, credința în Hristos cel înviat pornește din inițiativa Lui Hristos cel înviat, care vine spre om și omul se deschide sau nu spre această realitate a învierii. Și atunci când se deschide, când este sincer în căutarea Lui, când luptă să nu cadă din îndoială necredință și să se păstreze într-un echilibru și să urce chiar, Dumnezeu când îi se descoperă omul, atunci omul încredințat fiind ca Toma, nu poate decât copleșit de bucurie să strige, să-și strige împlinirea Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta este, iubiți credincioși, taina pe care ne descoperă această Duminica Tomii. Este taina adevăratei credințe. Noi rostim, Hristos a înviat, adevărat a înviat, dar așa cred prea superficial. Nu luăm în serios ce spunem. E ca un salut de tipul bună dimineața, bună seara, la revedere, știu eu. Nu, Hristos a înviat este o mărturisire de credință. Dar vedeți? Sunt două cuvinte. Mărturisire de credință. Întâi te-ai încredințat tu, personal, precum Toma, că Hristos cel înviat este Domnul și Dumnezeul tău și atunci nu poți să păstrezi această taină, o mărturisești celorlalți. O mărturisești lumii întregi. Și îi spun adevărat a înviat. Dacă au aceeași experiență, încredințează și ei că ceea ce tu ai zis, în același duc sunt și ei, iată, confirmă învierea Mântuitorului. Este o mare bucurie aceasta pe care o avem prin Toma geamănul. Întrebarea de final este cu care Toma vrem să-l călătorim noi prin viață? Cu care Toma? Pentru că sunt doi. Este Toma care încă nu s-a încredințat de înviere, în care există frământări, dileme, îndoieli. Toma, acela care dorește cu toată ființa lui să-L aibă pe Hristos al lui, dar încă nu-L are, aude despre înviere, aude despre experiența altora, dar nu crede, sau cu Toma de după ce i s-a arătat Iisus, care n-a mai avut nevoie să atingă el cu mâna și să înțeleagă el cu rațiunea cele despre Hristos cel cel înviat, pentru că i s-a deschis inima prin credință și a simțit la nivelul cel mai profund și integral de plin că într-adevăr Hristos a înviat și că El, Hristos cel înviat, este Domnul și Dumnezeul lui Toma.
Dar Mântuitorul mai vorbește de ceva. Toma, pentru că tu ai văzut, ai crezut? Cu semnul întrebării. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Când îi pune această întrebare, de fapt vrea să-l limpezească definitiv. Nu pentru că tu ai văzut, ai crezut, Tom. Nu. Că de-aia e întrebarea. Pentru că ai văzut, ai crezut? Nu. Tu ai crezut pentru că te-ai întâlnit cu mine. Fericiți cei ce n-au văzut. Nu din vedere fizică. Nu din pipăire sensibilă. Nu din rațiune discursivă. Da? Calculatorie, rece. Și adesea întunecată. Poți să ai acces la Hristos cel înviat, ci prin credință, care este o lucrare a inimii. De acolo începe cunoașterea lui Dumnezeu. Da? Doar mintea, ca energie inimii, îl poate cunoaște pe Creator. Și vedeți cele trei trepte în om. Și cei doi Toma. De asta geamăn. Vedeți? Adică cele două ipostaze ale lui Toma, care sunt cele două ipostaze ale credinței. Credința că, care este una de natură științifică, și credința în, care este una de natură religioasă, de natură duhovnicească. Vă întrebam și mă întreb cu care Toma călătorim noi. Suntem acum, când vorbim, un Toma în căutarea încredințării? Suntem un Toma încredințat de înviere? Sau nu suntem niciunul din ei doi? Suntem, ferească Dumnezeu, ca fariseii, dușmanii de moarte ai Mântuitorului, care prezenți lângă cruce, au cerut și ei ceva asemănător în formă ca Toma. Să vedem și să credem. Să se dea jos de pe cruce, dacă este Fiul lui Dumnezeu, să vedem și să credem. Care este diferența între cei doi Toma și acești farisei și cărturari care huleau, care erau cu adevărat necredincioși în persoana Mântuitorului și care îl ispiteau, de fapt demonul prin ei îl ispitea pe Hristos, îl ispiteau în legătură cu puterea sa. Ei știau că El are putere să se dea jos de pe cruce. Sunt convins. Dar încă n-au simțit, din păcate, că puterea Lui, în esența ei, este iubirea. Și s-a arătat pe cruce această putere când a spus: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și evident ce zic. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ni-l-a dat pe Toma. Și rugăm pe Toma să ne ajute și pe noi să fim sinceri ca El în căutările noastre. Să fim tot ca El în îndoielile noastre. Adică să nu acceptăm necredința. Să vrem să ne încredințăm cu toată ființa noastră de Hristos cel înviat. Și evident că rugăm pe Toma să ne ajute, până nu plecăm din lumea aceasta, să putem spune și noi ca El: Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru rugăciunile marelui apostol Toma, credinciosul, și aceasta o spune Hristos: ai crezut, da? Doamne Iisuse Hristoase, Cel care a înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Amin. Hristos a înviat.